Sfințește biserica aceasta cu hramurile nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș, împreună cu toate lucrările de înnoire ce s-au săvârșit la dânsa, puterea cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, prin stropirea cu apă sfințită și prin ungerea cu un de lemn sfințit. În numele Tatălui, amin, al Fiului, amin, și al Sfântului Duh. Biserica parohiei Sătmărene Căuaș a fost resfințită duminica aceasta. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Iustin Sighetanu, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care a oficiat și Sfânta Liturghie. Lăcașul de cult are hramurile nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș. Are o vechime de 133 de ani. Iată, a fost restaurată, nu radical, ci parțial, sensul că s-a înnoit în exterior, s-a înnoit catapeteazma, s-a rezidit masa altarului, urmând ca după posibilitățile lor, deoarece sunt doar 570 de suflete, în viitor să o împodobească și cu pictură. Și nădăjduiesc că Dumnezeu și poate unii fii ai satului cu posibilități materiale o să-i ajute. Deci a fost restaurată, astăzi ne-a ajutat Dumnezeu să o sfințim, i-am dăruit și cel de-al doilea hran pe Sfântul Iosif Mărturisitor, ea fiind așezată sub ocrotirea praznicului nașterii Maicii Domnului. Îl felicităm pe părintele Ciprian, care are doi copilași, a luat un copil și de la casa de copii, care nu are pe nimeni, și deci o familie care iubește să crească și să educe copiii, nu numai fii duhovnicești, ci și copiii care sunt viitorul comunității. Cred că pentru această comunitate ziua de astăzi a fost o mare sărbătoare. Să dea Dumnezeu ca cei care fac parte din această comunitate să rămână aproape de păstorul lor sufletesc și să aducă noi și noi îmbunătățiri și noiri bisericii, deoarece biserica niciodată nu se blochează în proiect. Biserica este dinamică. Biserica se înnoiește din zi în zi, nu se reformează, se înnoiește din zi în zi și lucrează pentru mântuirea sufletească a credincioșilor, dar și pentru bucuria, unitatea și binecuvântarea lor. Lăcașul de cult a fost ridicat în anul 1882. Pentru activitatea depusă în această parohie, părintele paroh a fost hirotesit iconom stavrofor. Având în vedere că prima tenosire a fost făcută în urmă cu 45 de ani de către prințul de pomenire, prea fericitul Teoctist Arăpașul. O mare bucurie pentru comunitatea noastră, mulțumim Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să trecem cu mine peste toate încercările și toate aceste disfuncții sau toate aceste probleme care le-am primit ne responsabilizează să facem mult mai mult pentru comunitate. După cum am spus, un om, o comunitate sau o națiune atât prețuiește cât înțelege din cuvintele Sfintei Evangheliei, își păstrează tradiția și își iubește neamul. Căoșanii mei sau princioși din parohia mea își iubesc tradiția, respectă rău, să iubesc credința și sunt oameni cu care nădăjduiesc mai în viitor să fac lucruri mult mai multe, bineplăcute Dumnezeu și oamenilor. Toți cei care au sprijinit lucrările de restaurare au primit distinții din partea preasfințitului părinte Iustin Sighetanul.